Criza bancară din Republica Moldova reprezintă o simptomă a problemelor grave prin care trece politica economică a țării noastre, scrie Francesco Pola în publicația Forbes. Prin intermediul articolului, acesta descrie situația economică din Republica Moldova, specificând că Uniunea Europeană a suspendat acordarea suportului bugetar pentru țara noastră până la momentul semnării unui nou acord cu Fondul Monetar Internațional. Autorul amintește despre faptul că femeii prognozase pentru Moldova o creștere economică de 3,5% pe parcursul acestui an, dar că aceasta se întâmpla înainte de izbucnirea scandalului bancar. Trei bănci din Moldova, Banca de Economii, Banca Socială și Unibanc, au ieșuat în perioada 23-27 noiembrie, cu patru zile înainte de alegeri din cauza unei fraude gigantice. Copola spune și despre rezultatele investigației realizate de Kroll, în care Ilan Șor a fost prezentat drept inculpatul principal, documentația bazându-se pe o rețea extinsă și opace care implică cele trei bănci comerciale, entități rusești, companii din UK și băncile tone. Autorul articolului organizează și apreciază corect faptul că s-a analizat în raport și implicarea rușilor, nu doar a companiilor care au beneficiat de credite neperformante, dar și a acționarilor, mai titrează Forbes.